Menjetek belé! Nincs mit! Suntem la Cluj, un oraș care duce lipsă cronică de spații verzi. În mod paradoxal, ne găsim într-un parc destul de mare. Ce le poți spune despre el? Poftim. Parcul Feroviarilor este al doilea parc a mărimei din Cluj. El este pe Someș. A fost folosit foarte intens până în anii 90, când a aparținut primăriei. După aia a fost concesionat, de fapt nu, a intrat în proprietatea companiei CFR. Compania CFR l-a îngrijit probabil la început, apoi nu l-a mai îngrijit și a devenit aproape un loc viran. În jurul lui s-au strâns așa un fel de legende înainte să fie concesionat de către clubul CFR acum câțiva ani, cum că e un loc primejdios, că sunt drogați, că se întâmplă lucruri rele acolo, și după aia a fost concesionat de clubul CFR. Și acum ei vor să investească în parc, doar că, după cum se vede, nu au investit decât într-un teren de fotbal. Bun. Ce cu acest teren de fotbal din spatele nostru? Cum a ajuns aici? Da, el a fost construit anul trecut, fără autorizație de construcție. În februarie parcul a fost închis pentru câteva zile. Nu se putea intra în el. Au venit cu buldozere, excavatoare, au tăiat copaci și au zis că, așa, cu acordul tacit al Agenției de Mediu, au zis că copacii sunt periculoși, după furtună trebuie tăiați. Au făcut o groapă undeva pe acolo, de fapt se vede și mai în spate ceva pământ. Aici era un teren de tenis și ei l-au lărgit, au făcut o fundație de beton, au pus un gard și au pus plastic, gazon de plastic. Înțeleg că urma să se construiască chiar mai multe terenuri, nu? Da. Atunci când au construit terenul, clubul CFR a anunțat că vor să facă bază sportivă aici, că vor reamenaja parcul, că vor reface aleile. Suna totul extraordinar de bine și potent și vom face 3 terenuri de fotbal și la, la, la. Toate lucruri care, de fapt, nu se pot face, pentru că parcul ăsta este, în primul rând, încadrat ca și parc public, deci nu poți să faci o bază sportivă privată din el, conform PUG-ului, și atât PUG-ul vechi, cât și PUG-ul care este acum în lucru. De asemenea, parcul este inclus în zona de protecție a monumentelor istorice, care poate fi consultată pe site-ul Ministerului Culturii, și astfel încât ai nevoie de acordul Comisiei Monumentelor pentru orice vrei să construiești în parc. Și ei nu au avut nici acordul Comisiei Monumentelor, nu au avut nicio autorizație de construcție, au scos un certificat de urbanism în urmă cu câteva luni de an, deci în 2010, la sfârșit. Ori acest certificat de urbanism nu îți dă dreptul să construiești, este doar un act informativ. El spune ce poți să faci acolo. Și în baza acestui certificat i-au construit? Păi, se pare că da. Deci da, au scos certificatul și apoi au construit. Am înțeles că există un proiect numit Cluj 2030. Spune-mi ceva despre el. Da, proiectul Cluj 2030 este inițiat de Grupul pentru Acțiune Socială și este un proiect în care noi încercăm să construim o viziune alternativă pentru Cluj, în principal prin lărgirea participării la această viziune, așa că ne dorim să participe oamenii atât la reamenajarea unor spații, deci pe probleme de urbanism, cât și la regândirea vieții economice a orașului, a vieții culturale și a vieții artistice. Ok. Am văzut că există și un mic proiectel pe privind amenajarea malului Someșului. Un pic mai lungă chestia. Aha. Proiectul pentru Someș a fost făcut de niște studenți arhitecți la un workshop acum câțiva ani, cred că acum 2 ani a fost proiectul pentru Someș. Și el a fost prezentat primăriei. Sunt soluții minimale de amenajare a malului Someșului pentru folosirea lui mai intensă de către oraș și pentru a ne întoarce cumva fața către Someș și nu spatele, cum se întâmplă acum. Și noi am inclus acest proiect sau am dorit să reamintim despre proiectul pentru Someș și în cadrul proiectului nostru mai mare, care se referă la
amenajarea urbană a Clujului sau gândirea Clujului urban. Și de-aia am adus acest proiect și astăzi. Ce soluții propune proiectul pentru Sulu? Sunt soluții minimale, cum am zis și mai devreme, de a ne apropia de Someș și anume aici, lângă parcul feroviarilor, ar putea exista o promenadă mai plăcută. Promenada actuală este pe alocuri un pic neinvitantă și acum este goală. Ar trebui, în primul rând, niște corpuri de iluminat ca să te simți mai sigur noaptea și niște bănci unde să stai. Pe lângă asta, mai sunt soluții de amenajare a malurilor pentru proiecții. Au fost o propunere în zona de peste Someș, de spatele Băncii Transilvania, acolo pe strada Barițiu. Este un fel de platou, chiar în spate la Astoria, cred că îi zice, sau undeva acolo. Da, da. Și este un platou care ar putea fi amenajat mai plăcut, să stai acolo, să te întâlnești cu oamenii, să faci proiecții de film. Cred că va fi vorba de proiecții de film mut, pentru că Someșul este foarte gălăgios acolo. Spune-mi ceva despre acest picnic foarte alternativ, ca să zic așa. Da, picnicul a fost inițiat în cadrul proiectului 2030 pe porțiunea de urbanism. Noi ne dorim să folosim spații noi, spații uitate, să le revitalizăm și dorim de asemenea să creăm o imagine nouă a locului și să vedem dacă putem, înainte utilizându-l și apoi implicându-ne și în reamenajarea lui, să facem parte din oraș. Cum vezi viitorul acestui parc? Fă niște propuneri așa, spontane. Da. Mie mi se pare foarte frumos pentru că e sălbatic, e așa o oază cucerită de natură în interiorul orașului. Ar trebui în mod definitiv să păstrez acest fapt, care de fapt s-a întâmplat și nu a fost planificat. Dar poate că tocmai asta e și menirea parcurilor în oraș, anume de a te bucura de natură în interiorul orașului, nu de a avea un oraș cu câțiva copaci, ci de a avea tocmai o bucată de natură în interiorul orașului. Și cred că parcul în sine este foarte clar, se citește încă în el aleile, se citesc spațiile care au fost două terenuri de tenis, a fost un patinoar mai încolo, aici a fost cândva un teatru de vară, în rest este foarte mare suprafață verde, cred că mai mult decât atât ar fi poate prea mult. A fost și un trenuleț pentru copii, cu o cale ferată care a dispărut parțial, dar încă se mai văd urmele. Și cred că în principal ar trebui readus la o stare cât mai aproape de cea inițială și cel mai mult ar trebui investit în folosirea parcului și cum îl utilizăm noi și anume să nu se aducă felul de instrumente foarte sofisticate de joacă și rațe și făcut sport pe aparate de fitness, care e în evident conflict cu natura. Deci poți să faci sport în parc și fără să ai o bandă de alergat cu tine sau din alea care te dai cu picioarele pe ele. Deci poți să joci badminton în parc, poți să joci fotbal în parc, dar poți să joci și fără teren amenajat. Îți pui doar două ghiozdane și faci o poartă. Poți să joci rugby, poți să joci poți să stai pur și simplu și să mănânci. Cred că asta ar trebui să se întâmple în parc. Să fie folosit intens, amenajat cât mai puțin de mâna omului și îngrijit. Mm-hmm. Cum crezi că s-ar putea integra reamenajarea parcului cu proiectul pe Someș? Parcul acesta, datorită faptului că este pe Someș, ca și parcul central, cred că ăsta a fost și obiectul inițial al proiectului cu Someșul, și anume să lege parcul mare și cu parcul feroviarilor și să devină așa o axă verde și pietonală în oraș. Ar fi extraordinar de frumos și de bine și cred că ar mulțumi pe foarte mulți oameni. Cât de fezabil ți se pare acest proiect și cum a reacționat primăria la propunerea voastră? Propunerea a fost prezentată primăriei și probabil uitată în biroul lor birocratic. Probabil că trebuie făcută mai multă presiune din partea societății civile ca să chiar pornească un asemenea proiect, pentru că altfel ei nu vor face decât ceea ce le folosește lor. Mm-hmm. Din punct de vedere al costurilor, aveți o estimare cam cât ar costa acest proiect?
Având în vedere că sunt intervenții minimale, nu cred că sunt lucruri foarte costisitoare. Nu s-a făcut o evaluare a costurilor, pentru că a fost așa un proiect de idee pentru studenți și aceasta nu s-a făcut, dar soluțiile nu includeau reamenajări foarte complicate, erau pur și simplu niște bănci, niște corpuri de iluminat, să ai acces la anumite zone și să schimbi uneori pavajul. Chestiile astea se întâmplă în oraș peste tot. Primăria schimbă pavajele anumitor străzi, mai pune câte ceva într-un spațiu verde, poate fi făcut și asta. Poate că tocmai asta e problema, că e prea ieftin proiect. Da. Ok, bun. Mersi.